Hai, salut băi nebunilor și bine v-am găsit la un nou episod din seria N-avem bani, dar facem oni. Ce faceți băi nebunilor? Sunteți bine, sănătoși? După cum vedeți, avem o cameră nouă, ne-am mutat și noi, suntem mai șmecheri, mai asta, mai avem... Știu că nu se vede bine că acum am geamul în dreapta undeva, dar poate o să fac o investiție să-mi iau niște becuri aici, niște de-alea, lumini. Băi, după cum știți, data trecută a rămas să dau niște cadouri. După cum știți, colierul, un on și un tigru regal. Asta o să o fac la sfârșit de live. La sfârșitul episodului. Deci rămâneți până la sfârșit. Păi, am și întrebat dacă pot să-mi opresc și eu ceva de acolo și majoritatea au zis că pot să-mi opresc ceea ce vreau eu. Deci, asta o să-mi aleg și eu două iteme din tot ce e acolo. Banii o să vi dau vouă ăștia 4 ori plus... ce mai e în plus pe acolo? Hai să vedem ce avem acolo pe ăla, cum se numește, în cutie. Că nu mai țin minte nicio. Colierul ăsta, oricum, vi-l dau vouă. Ăsta nu-l păstrez. Vi-l dau vouă că vi l-am promis. Hai să vedem ce mai avem aici. Bam. Deci banii i-am luat ăla. Avem papucii ăștia, abanoșii. Rățara asta. Nu știu ce să-mi aleg de aici. Oricum, hai să... De ce am dat trimite? Hai să luăm toate astea. Putem să luăm? De ce nu putem să luăm? Am luat și brățara de argint. Aia zic. Și abanoșii ăștia să-i luăm. Bunătățire, cutie, poștă, trebuie să încerci mai târziu. Am luat și abanoșii. Luăm tot setul de început. Le luăm de aici. Tot ce avem de luat. Hai mă. Revenim când am luat totul. Gata băi nebunilor, am luat și noi de acolo din căsuța poștală tot ce aveam de luat. Cutia poștală, căsuța poștală. Aia. Băi, și din tot ce am aici, eu aleg doar astea două să mi le iau. Și ce am eu în schimb, am brățara asta care o dau tot vouă plus 9 și papucii cu un KPV. Deci, astăzi o să dăm așa. Un on și colierul ăsta plus tigru regal, da? În... episodul următor o să dăm cerceii ăștia plus un on plus un tigru regal. Gen, trebuie să scrieți la fel în comentarii numele vostru. Așa băi, așa băi nebunilor, după cum ziceai, aici eu îmi păstrai decât brățara asta plus papucii. Restul vi dau vouă. Oricum brățara asta vi-o dau vouă, e plus 9 goală. Doar că o luai pe asta care are ceva bonusuri. Și mai avem și ăsta, cum îi spune, cercei, o să-i dăm în următorul episod. Ceea ce trebuie voi să faceți, la fel, să vă scrieți în comentarii numele, să lăsați și voi un like, un subscribe dacă vreți, dacă nu, aia e câștigat și fără subscribe. Hai să vedem ce bani am făcut pe shop și după să ne uităm de un imun. Poate ne ducem la orice azi. Nu că poate, chiar vreau să văd ce damage dau acolo la orice. Hai, revenim direct de pe shop. Așa, și momentul adevărului, pam, 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 10 capa, capa. Cred că nu mi s-a vândut aura. Nu mi s-a vândut aura. Păi și ăsta trebuie să ne dăm înapoi pe ăla. Nu spune, unde ne este, bă, caracterul, stai așa. Așa, gata, că ne-a dus răm aici caracterul. Ne dăm ăștia 10 capa, capa, atât avem, atât defilăm, știți cum e vorba aia. Aura o trebuie să o vindem. Să ne luăm și tăi și înapoi și aia e. Hai, mergem pe celălalt cont, pe contul nostru principal. Gata. Hai să citim și noi cartea asta prima dată înainte de a merge la bătut, la astea. Da. Nimica, din păcate. Băi, este eveniment cu, de la cum îi spune, cu elixire de red. Așa că o să mergem să batem și noi de început așa prin map 2. 5, 10, 15 de la cum îi spune metine și după mergem la orice.
chiar sunt curios cum cumva la orice. Acolo creștem și șamanca și e perfect. Imun 3 ani. Interesant. Lasă că o să ne uităm după. Ba, hai să ne luăm și un biscuit mai întâi până plecăm. Bam, bam, bam. Repede, să nu mai stăm pe treaba aici, cred. Biscuite. No. La însoțitori. Nici aici. Cred că aici, cred. Da, uite că hai că găsirăm. 8K, mamă. Mame, așa scump. Tot ce am produs să dăm pe un biscuite. Ce să facem, ce să facem? Nu, mai stăm. Bă, și globul ăsta, tot vă vi-l dau. Deci tot ce am aici e pentru voi, așa că rămâneți aproape. Hai bă, nebunilor, că am făcut și ceva curat pe aici prin depozitul ăsta. Să le punem așa frumos. Bam, bam. Aura asta e aia ce trebuie dată. Și să pregătim aici chestia pentru mai încolo și restul le punem aici. Bam, bam. Și asta e, trebuie dat mai încolo. Așa că, da. Acum nu mai avem timp de ăla, cum îi spune, de morții lui, cum trebuie să se numește, de eventul cu elixire, că se dusă deja. Din păcat. Așa că o să mergem direct în ăla, cum îi spune, la orice, să vedem dacă putem să batem. Așa, hai că am ajuns cu contul principal aici la orice. Facem un test și după aducem șamanca. Dacă rezistăm, o aducem. Dacă nu, nu. Hai să vedem la câte grupe rezistăm. Bam, bam, punem tot ce avem pe aici. Ăsta nu-l mai avem, din păcate. Punem criticile și astea și hai să vedem. Una. Luăm o grupă. Două. Hai să luăm de început două grupe, să vedem. Păi damage-ul nu dăm chiar așa rău. La două văd că rezistăm destul de bine. Dar nu știu la trei. Hai să luăm mai multe atunci. Una. Două. Trei. Și hai să dăm de pe ăsta. Băgăm red că na. Dar eu zic că rezistăm destul de bine aici. Da, 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 rezistăm cât de cât. Așa că aducem și șamanca aici și îi dăm bice. Poate picăm și, ne pică și noi niște astea, cum spune, niște dinți de orc. N-ar fi rău. Vedem. Hai că mi-aduc șamanca cum stai să-l bat și pe ăsta și aduc șamanca. Bum, armură. Nu are rost. Hai, că aducem șamanca. Băi nebunilor, până ajungem acolo, mai vorbim, mai una alta. Băi, vreau să vă zic în primul rând că vă mulțumesc pentru toate like-urile pe care mi le dați, pentru vizualizări și pentru tot. Băi, începe canalul să prindă conturi din ce în ce mai mult. Am văzut că și abonații vin din ce în ce mai mulți. Deci, e bine și vreau să vă mulțumesc pe calea asta. Acum să revenim la joc. După cum știți, trebuie să facem neapărat level 25 să facem mănuntă cu Waru, deoarece e jale. Până merg eu așa după contul ăla, după ce că n-am nici mount, n-am nimic, îmi iau un an. Aia, revenim când ajungem acolo sus, sus, adică în centru. Hai că adusărăm și șamanca aici. Băi, ceea ce văd eu acum și uitai să iau, nu avem mânușă. Nu știu dacă o să avem un drop ok, dar aia e. Aia e, începem să batem și noi aici și revin când ne pică ceva mai interesant. Bă nebunilor, că văd că pică de-astea de lican, mi-a picat o suliță de-asta cu 23, hai să vedem și PV-ul, să vedem și pumnalele astea mai bine. Aia e o amuletă de oricum plus, nici nu știu dacă valorează ceva, dar noi o luăm. Haide să dăm aici în continuare. Poate ne pică și noi niște dinți de aia de ori. Oricum nu o să batem foarte mult. O să batem maxim 10-15 minute. După o să mergem să farmăm un map 2. Că azi vreau să fac un live mai scurt așa. Nu vreau să mă lungesc. Hai, revenim când mai pică ceva interesant.
Da, nebunilor, ne rupe, ne rupe. Ne rupe ăștia, deoarece nu avem imunul ăla. Da, la imun de mă sparge. Hai, mai bine să mergem să farmăm prim up 2. Zic eu, mai bine așa, mai facem niște elixire de alea de blue. Nu știu dacă se vând, dar facem și noi. Mai farmăm, mai e o carte, mai e o aia și vedem ce facem. Mai strângem bani să ne luăm un imun. Măcar 2 ani, ceva gen pe acolo ne trebuie. Și după, vedem, trebuie să ne apucăm și de... Asta cum se numește? De tăiș. Na. Pe nebunilor, dacă sunt mai așa, o să știți că mă prinde răceala și de-aia mă vedeți mai cu curul în sus, să zicem așa. Hai să mergem direct map 2. Uite cum ne întâmpină map 2-ul direct cu metinul aici, bam, bam. Nici nu stăm pe discuții, hai să-l ardem. Băi, nebunilor, dacă vă place, nu uitați să apăsați pe butonul ăla de like, de subscribe, de alea, alea. După cum știți, eu sunt mai pe light, așa, mai pe greu. Nu mă arunc cu banii, dar o să vedeți când, cum evoluez. Sper să evoluez frumos pe contul ăsta. Mai greu, dar știți cum e, așa este când nu investești bani. Trebuie să o iei mai ușor și plus că eu nu joc mult, după cum știți, maxim o oră, două ore când filmez. Poate o să încep să mă joc pe contul ăsta și când sunt pe live, dar nu știu, asta rămâne la atitudinea voastră. Dacă vreți să facem și pe live să farmăm pe Carpathians, să-mi scrieți. Hai să vedem zruncina are. Păi ăsta e tăișul nostru, să-l punem deoparte și mai era o aură. Unde e aura? Cred că o pusărăm în depozit, trebuie să ne uităm de acolo, să ne uităm acolo să nu o vindem pe aia, aia trebuie dată vouă. Bă, și piatra. Așa, hai să continuăm. Nici nu am mers mult că deja am prins alt metin. Băi, după cum vedeți cu mount-ul ăsta cu 15 mod, dăm un K 200, un K 300 pe critică, ceea ce e bine pentru map 2. Și plus, dacă o să ne facem la level 30, o să ne luăm niște abanoși plus 9, să vedeți atunci un damage mai mare. Eu cred că o să ajungem să dăm vreo 900 normala, cred. O să vedem. Trebuie să mai bonusăm niște iteme, un colier trebuie să-mi iau. Coiful ăsta trebuie bonusat, să punem ceva pe el. Poate prindem niște foc, nu știu sigur. Vedem... ce vânturi o să fie? Hai că am prins un camuflaj. Și piatra, ce e? Unde e piatra? Uniformă neagră o luăm și pe asta pentru că, da, se vând. Piatra, mă, bă, piatra. O vedeți? Uite-o, mă. Bă, nu vedeam piatra, bă, chiar sunt. Cine dă, mă, mine? Să du unul mine. Nu mi se păru. Hai să luăm și asta, dacă e ceva interesant din ele, vă arăt și vouă, dacă nu, continuăm cu următoarea piatră metin. Păi în episodul următor trebuie neapărat să cumpărăm niște mânuși, că e jale, e jale. Dropul ăsta chiar depinde de mânușile alea. Chiar mă ajută foarte mult mânușile astea. Ce ai făcut, nene? Tat, ce pățiși? Era omul, făcea plajă. Aaa, dădusă bubu în el, mă. Făcea plajă, mă, omul. Uite, mă, trecut pe lângă metin. Ce făcuși, bă, bubule? Uite aici metinul. Lasă că-l batem noi, nu-i problemă. Lasă, frate, lasă. Hai că-l batem noi. Aia zic. Băi, eu nu credeam că o să ziceți voi gen acolo în comentarii că pot să-mi opresc eu câte vreau și câte astea. Unii oameni mi-au zis, băi, dă-ne doar banii, că doar banii sunt pentru noi, nu și itemele. Dar eu am ales să vă dau și itemele pentru că, na, aia e. Am zis să-mi aleg și eu două măcar. Și plus că oricum brățara oarecum am schimbat-o, că asta are full bonus, na, să mai zicem că cât să fie în plus, bine, na, are 10 foc și diavol, dar oricum, na, oricum vă dau altă brățară la schimb, doar că este goală, dar eu zic că este ok, pentru că na, vă dau brățară, un on și ceva pe lângă, sau brățara și un on, depinde ce... O să am la momentul ăla. Și abia așa trebuie tot vă să vi dau. Eu nu păstrez. Hai să vedem ce carte avem aici. Ploaie de săgeți. Urât. Păi o să facem oarecum un ăsta. Să batem doar 10 metine pe episod. Să vedem ce ne dă din 10 metine.
când e un event mai interesant, o să bate mai multe, dar normal doar 10 metine. Să vedem pe fiecare episod doar 10 metine, doar când este un eveniment mai important, atunci o să bate mai multe. Dar când nu, doar 10. Să vedem ce drop ne pică din 10 metine. Hai schimbăm ceașul și revenim cu un metin ceva. Băi, am uitat complet, hai să luăm cioburile, avem level 30, primele cioburi de pe acest cont. Hai să ni le luăm, bam! Mergem direct map 2. Încă 40 de secunde. La finalul episodului trebuie să facem și calul. O să mergem să cumpărăm și un dinte, că na, de dropat mai greu. Și eu zic că tot rău spre bine. Încet, încet evoluăm și noi cât de cât. Mergem așa pe jos în map 2. Că nu mai merge chestia asta, e odată la 70 de ani. În fine, hai. Băi nebune, nu le batem și pe asta de level 25, că încă avem drop la ele la side event, ceea ce nu-i rău. Mamă, primul ciop de pe acest cont. Ate pe asta imediat le devorăm acum. Ceea ce e ok. Hai să-l batem repede să vedem ce noroc avem să ne dea din carte. Hai, eu aș vrea aură. Aură peste aură și iar aură, că alea sunt bune. Dacă nu e aură, cam greu. Tu întăiși poate. Armură vrăjită merge și o armură vrăjită. Și piatra și cam atât. Restul, mă uit eu să văd dacă na. Bă nebunilor, după cum știți, ziceai că batem 10 metine. Dar n-avem șanse, crede-mă, credeți-mă de fapt. În 10 ani poate le batem. Pentru că sunt prea mulți acum la Evan, la alea, așa că mai bine mergem noi în map 1, azi nu punem shop, asta e, punem de taura aia, aia e. Nu are rost să ne batem capul când nu avem loc la afară. Așa că ne vedem noi de drumul nostru, mergem să ne facem calul, după cumpărăm un dinte să mergem să-l ducem la biolog, mai vedem ce facem și revenim. Hai să facem prima dată calul, că toți suntem aici, băgăm și o licoare de asta să mergem mai repede. Băi, scuzați hainele alea din pat, dar acum se găsiră să mute hainele. Da, femeile, n-ai ce să le faci, așa sunt femeile. Trebuie să, na, toată ziua asta tu, dar acum se găsi să le facă. Când veni o să filmez. Aia, nu avem încotro. Hai să mergem la punctele astea ce trebuie și revenim cu rezultatul. Uitați cum stau metinele map 1 și map 2, n-ai loc de aia să le bazi. Bine că vine aia de la albași și de aia, dar aia, aute map 1, două aici și mai văzui. Mai văzui când fusă să iau ăla de aici, încă două. Deci în map 1 nu se mai farmează, dar s-au mutat în map 2. Bine că nu este niciun eveniment așa forță, este cu blue, dar nu, în map 2 e full, n-a fost loc deloc. Căutai 10 minute după niște metine și pula. Hai să vedem rezultatul. Nu ăsta, mă. Nu, mor cu. Hai, mă. Aia zic. Perfect, perfect, perfect. Așa că avem și calul de... Bă, mergem mai întâi pe CH1. Așa, mergem repede și în bazar. Ne cumpărăm un dinte de orc. Repede, repejor. Nu de alta, dar aș fi făcut un episod mai lung, doar că trebuie să plec. Bă, eu... Merge, merge. Am luat și noi doi să avem. Să ducem și noi primii noștri dinți. De fapt, primul nostru dinte de pe acest cont, îl ducem repede. Băi, știu că în episodul de astăzi nu este chiar așa acțiune sau content, dar ce am reușit, am reușit. Nu de alta, dar am ceva important de făcut, că așa mai stăteam. De-aia mă și grăbesc cu ăsta și nu stau după metine, după asta, pentru că trebuie să plec neapărat. Deci, asta e. Mă scuzați pe mine, dar data viitoare poate vă fac chiar un episod de la de 50 de minute cu care bat numai metri. Să vedeți atunci. Acum am început și munca, o să fie puțin mai greu. S-ar putea să rărim episoadele odată la 3 zile. Sper să nu vă supărați, dar na.
Am alte priorități. Ce sunt fiecare specie? Mă, piși pe speciile tale. Așa, mă. Deja e putrezit. Bine că e putrezit. Da, din păcate, primul e putrezit. Hai să dăm și premiile, să vedem cine câștigă. Ce dracu am, bă. Hai să vedem cine este câștigătorul din acest episod. Gata, după cum vedeți, am pus și videoclipul aici astăzi să-l vedeți. Am strâns 25 de like-uri, ceea ce e bine, și 23 de comentarii. Hai să luăm ăsta de aici, link-ul, să-l încărcăm aici. Bam! Și eu random aici 6 și 20 de comentarii. Din păcate atâta arată. Și hai să-i dăm pic. Și câștigătorul este First Costi Borchard Bondix campion level 30, cred că vrea să zică, nu știu. Ăsta să fie numele? Ia, încercăm nou cana. Poate el e câștigătorul. Hai să vedem cum are numele. Dacă ăla e numele, dacă nu, BONDYX. BONDYX. Bă, ăsta este. Așa că felicitări, frate meu. Ai câștigat un colier. Așa. Bondi X, așa are, da. Bam. Un de ăsta, de un tigru regal și un on. Un on. Băi, felicitări și sper să te bucuri de ele. Hai să oprim și chestia asta de aici. Bam, bam, bam. Și bum. Băi, acum să vedem ce dăm. Abanoșii aia îi dăm la următorul episod. Deci dacă vreți să câștigați acești abanoși plus un on plus tigru regal, nu uitați să lăsați acolo în comentarii numele vostru, un like și ce mai vreți voi. Dacă dați și subscribe-ul, e perfect. Dacă nu, aia e. Băi, aici închis și eu episodul și ne auzim data viitoare. Nu uitați, nu avem bani, dar facem oni. Vă pup!